O nouă ediție a festivalului concurs Mariana Drăguț se va organiza anul acesta la Drobeta Turnu Severin. Sunt invitați să participe toți cei cu vârste cuprinse între 16 și 35 de ani, pasionați de muzica populară. Evenimentul va avea loc vineri 23 septembrie pe scena Palatului Culturii Teodor Costescu. Cei interesați mai au la dispoziție 3 zile să se înscrie la concurs. Au mai rămas doar 3 zile până la debutul festivalului Mariana Drăguț. Organizatorii spun că în afara concursului va avea loc și un spectacol susținut de artiști renumiți de muzică populară. Este un festival concurs care se adresează tinerilor interpreți de muzică populară, dar și instrumentiști din județul nostru în special. Suntem la cea de-a 15-a ediție, care se va desfășura în ziua de 23 septembrie de la orele 17 în sala de spectacole a Palatului Culturii, pentru că partenerii în organizarea festivalului sunt și Primăria Drobeta Turnu Severin și Palatul Culturii. Și după concurs va fi un spectacol susținut de ansamblul Danubius cu solistele Anica Ganțu, Ionela Bădălan, Angela Magheru. Și la acest concurs, elevii liceului de artă s-au înscris în număr mare, hotărâți să-și demonstreze talentul. Reprezentanții liceului spun că au încheiat un parteneriat cu Centrul Cultural Nichita Stănescu. Sunt convins că suntem pregătiți cu elevii noștri. Avem aici alături pe domnul profesor Marian Magheru, colegul nostru, un cadru didactic dedicat muncii, o autoritate profesională. Pentru noi, domnul Marian este un etalon în munca aceasta pentru manifestările artistice. Am început repetițiile pentru Festivalul Național Mariana Drăguț, repetiții intense, lucrăm foarte mult, atât cu colegii mei de la ansamblul Profesionist Danubius, cât și cu elevii mei de la Liceul de Arte Ioan Ștefan Paulian. Este un festival important, un festival prin care tinerii interpreți din Mehedinți și nu numai, și din alte județe, pentru că pe măsură ce trece timpul, acest festival devine unul din ce în ce mai cunoscut la nivel național și vrem să fie totul cât mai perfect. Vineri, de la ora 17, severinenii sunt așteptați la Palatul Culturii la cea de-a 15-a ediție a festivalului Mariana Drăguț. După terminarea concursului, publicul va avea parte de un spectacol folcloric oferit de artiști renumiți din Mehedinți.